Slăvit să fie Dumnezeu! El ne-a salvat. El este acela care ne-a adunat în locul acesta, în numele Domnului Iisus Hristos, să fim mulțumitori, recunoscători, să mărturisim numele Lui împreună, prin cântare, prin rugăciune, prin propovăduire, prin prezența noastră, prin atitudinea noastră și Dumnezeu să ne învrednicească să facem acest lucru în fiecare zi. Am citit un text din Cartea Faptele Apostolilor și aș vrea să pun de la început o întrebare, poate chiar două, la care am vrea să răspundem în minutele ce urmează. Dacă suntem credincioși cu adevărat și dacă suntem, pe ce ne bazăm? O să vă spun că și eu mi-am pus această întrebare și eu am dat un răspuns și la final aș putea să vi-l spun ce răspuns am dat la aceste întrebări. Ori de câte ori deschidem Scriptura și ne adunăm și propovăduim, cerul și iadul așteaptă deznodământul. Că nu este vorba numai despre să ne simțim noi cumva mai confortabil o vreme și nici de a face... a învățat niște metode ca să ne fie viața mai ușoară, ci este vorba despre viață și moarte. Adevăratul credincios în vremurile din urmă. Despre asta vreau să vă vorbesc. Vremurile pe care le parcurgem și cele ce vor urma vor radicaliza lumea și societatea. Vor fi creștini și anticreștini, credincioși adevărați și cei care sunt împotriva credincioșilor adevărați. De aceea e bine, bine să luăm seama, pentru că mergem înspre o direcție sau una sau cealaltă și e bine să ne verificăm fiecare dintre noi și să luăm decizii potrivite în așa fel încât să ne numărăm de partea credincioșilor adevărați, credincioși pe care Domnul Iisus Hristos îi va lua în glorie, așa cum au fost și mesajele în cântare, și până atunci putem să beneficiem de ajutorul lui Dumnezeu. Domnul să ne învrednicească pe toți. Vremurile din urmă au început odată cu propovăduirea de la Rusalii. Când Petru propovăduiește și citează pe Ioel și spune că în vremurile din urmă Dumnezeu va turna din Duhul Sfânt peste orice făptură. Peste tineri, peste bătrâni, orice făptură. Și noi suntem acum mai la urmă, de aceea este foarte, foarte important să ne încercăm, să ne cercetăm. Pavel îndeamnă la un moment dat pe Corinteni, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Toți oamenii din lumea aceasta sunt credincioși, și ateii sunt credincioși. Ei cred minciuni, cred falsuri. Toți sunt credincioși. Și evoluționiștii sunt credincioși. Ei cred niște axiome, niște presupoziții pe care nu le pot demonstra. Noi știm că sunt false, ei zic că sunt adevărate. Dar trebuie să facem deosebirea dintre credinciosul adevărat și celălalt care nu este adevărat. Pavel spune celor din Roma, între care erau și evrei, nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. La fel, nu toți cei care s-au născut într-o țară creștină sunt creștini. Și trebuie să vedem și să ne punem această întrebare, mai ales acum în vremea aceasta a fake-urilor, a falsităților, contrafacerilor, care în vremuri de criză au o explozie. Tot ce este valoros în lumea aceasta, cel rău vrea să falsifice. Și vedeți că numai lucrurile prețioase se falsifică. Nimeni nu falsifică reclame care se primesc gratuit de la un magazin sau altul. Ceea ce este valoros caută să se falsifice și de aceea spune și ne avertizează Domnul Iisus.
Atenție, vor fi vremuri când va fi foarte multă falsitate. Hristoși mincinoși, învățători mincinoși, proroci mincinoși. Să fim cu mare, mare băgare de seamă. E adevărat că probabil cei mai mulți dintre noi răspundem pozitiv la întrebarea aceasta: da, sunt un credincios adevărat. Dar va trebui să dăm și răspunsuri și să ne examinăm bazele pentru care susținem acest lucru, ca să știm de aici înainte, sau să ne fie și mai clar, să subliniem și mai mult pe tablița inimii, ce anume trebuie să fie prioritate în viețile fiecăruia dintre noi. O să scot în evidență două serii de filtre, de teste, de ciururi, după care ne putem clarifica dacă suntem sau nu suntem credincioși adevărați. Un ciur este mai general și acela cerne și oprește foarte multe, și al doilea ciur, care conține trei aspecte de asemenea, este unul mai des, mai specific, și aici putem să ne verificăm și mai bine. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. În primul rând, și vorbesc despre prima serie de trei teste, după care ne putem verifica și ne bazăm pe cuvântul citit din Faptele Apostolilor, capitolul 11, este acesta. Credinciosul adevărat este acela pe care îl descrie Scriptura. Aici spune, pentru prima dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini, numele de creștini, pentru prima dată în Antiohia. Deci, Scriptura ne spune ce înseamnă să fii credincios cu adevărat. În lume sunt 2,2 miliarde de credincioși declarați, credincioși creștini declarați, nominali, culturali. Dintre aceștia, o parte sunt adevărați, o parte nu sunt adevărați. Noi, din politețe, când ne întâlnim cu cineva care spune că el crede în Dumnezeu și mai merge la biserică eventual și alte lucruri, sărbătorește Crăciunul, Paștele și așa mai departe, noi putem din politețe să îl considerăm creștin, dar avem responsabilitatea și datoria de a examina mai în amănunțime, așa cum o să spun mai încolo. Credinciosul adevărat, pocăitul adevărat, este acela pe care Scriptura îl descrie și îl definește. Foarte probabil ce s-a întâmplat, așa cum spune aici, se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan. Credincioșii din Ierusalim au fost constrânși, mulți dintre ei să se împrăște, au ajuns unii dintre ei în Antiohia, și aici mâna de credincioși care l-au cunoscut în mod personal pe Dumnezeu la Rusale sau în alte împrejurări, au avut o mărturie extraordinară, au propovăduit Evanghelia, biserica s-a dezvoltat și cei din jur îi numeau creștini, pentru că nu numai că vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, pentru că se asemănau cu Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este a doua caracteristică, vedeți? Creștinul adevărat, credinciosul adevărat, în Dumnezeul adevărat, trebuie să se asemene mult cu Domnul Iisus Hristos. Încă o dată spun, ne examinăm bazele și să avem baze solide pentru așa ceva. Faptul că ne rugăm, faptul că venim la biserică, faptul că noi cântăm este foarte, foarte, foarte bine. Se cuvine să ne venim cu mulțumire, cu laudă înaintea Domnului, să venim la adunare în casa lui Dumnezeu, să-L onorăm prin rugăciunile noastre, dar ne trebuie baze din ce în ce mai solide, iar credincioșii din Antiohia aveau renumele acesta, cei din jur se uitau la ei și auziseră despre cum este și ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu mai mulți ani în urmă și vedeau că se aseamănă cu Hristos. Dumnezeu să ne învrednicească pe toți
Să ne luăm după Sfânta Scriptură, aici e descrierea adevărată, și să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este modelul nostru. Cineva spunea, El este dicționarul nostru. Dacă vrem să știm ce înseamnă un om smerit, ne uităm la Iisus. Ce înseamnă un om înțelept, ne uităm la Iisus. Ce înseamnă un om fericit, ne uităm la Iisus. Ce înseamnă un om puternic, ne uităm la Iisus. Ce înseamnă un om de succes, ne uităm la Iisus. El este în toate privințele. Credinciosul adevărat, creștinul adevărat, trebuie să se asemene din ce în ce, într-o măsură din ce în ce mai mare, cu Domnul Iisus Hristos, Domnul să ne învrednicească. Și a treia caracteristică, la primul ciur, la primul test, care face o cernere, o separare, o deosebire, este tot bazat pe experiența și trăirea credincioșilor, așa cum este scrisă în Faptele Apostolilor. Credinciosul adevărat este în ofensivă, este în înaintare. Vedem că biserica, cum scrie în Fapte 1:8, veți primi o putere, veți mărturisi, începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria, la marginile pământului, deja depășiseră Samaria, ajunsese în Antiohia, al treilea mare oraș din Imperiul Roman, un oraș cosmopolit, cu multe religii, multe nații, și biserica a trecut, vedem, prima dată propovăduia iudeilor, apoi au început să propovăduiască și celor din alte neamuri. La început creștinismul era văzut ca o sectă iudaică, un mod mai particular de a interpreta cine este Mesia, dar mesajul planului Dumnezeu este ca toate popoarele să se bucure o veșnicie în glorie alături de El, slăvit să fie numele Domnului, că cei mai mulți dintre noi nu suntem iudei, suntem dintre neamuri și Dumnezeu ne-a răscumpărat, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, acestea sunt trei. Să fie după Scriptură, nu după tradiție, după folclor, după cultură, ci după Scriptură. Să se asemene cu Domnul Iisus Hristos și să ne dăm seama că un credincios adevărat este în înaintare, în dezvoltare. Un credincios adevărat se înalță, întinerește, zice. Omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, se dezvoltă, se transformă din putere în putere. Nu este doar unul care tot primește lovituri și încasează și mai să pice pe spate, ci este unul care înaintează. De aceea Domnul Iisus Hristos, și mă refer la textul din Matei 16, când vorbește cu ucenicii, cu Petru în mod deosebit, vorbește despre biserică și că Domnul va zidi biserica și porțile locuinței morților nu îi vor putea sta împotrivă, nu o vor birui. Dar porțile înseamnă o linie de apărare pentru o cetate. Mesajul este că biserica, prin Domnul Iisus Hristos, sub conducerea Lui, este în ofensivă, în înaintare. Și eu cred, sunt convins, pentru că biserica adevărată, formată din credincioși din toate neamurile, din multe confesiuni creștine, ei sunt în înaintare, ei se sfințesc, se înnoiesc, se întăresc în putere, sunt tot mai doritori de cuvânt, sunt mai însetați, mai flămânzi după neprihănire, caută din ce în ce mai mult împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și merg din putere în putere, sunt convins. Dacă judecăm așa la modul vizibil, atunci ne dăm seama dacă sunt atâtea 2,2 miliarde de credincioși în România, 20 de milioane, lucrurile stau altfel. Mi se pare că lucrurile merg înapoi. Însă biserica adevărată este în ofensivă, este în înaintare pentru că îl are ca și conducător pe Domnul Iisus Hristos, care conduce istoria, conduce inimile oamenilor, își desăvârșește planul descris în Scriptură și tot ce scrie aici se va întâmpla. Însă, este posibil, de aceea o să vorbesc despre al doilea ciur, al doilea test, sau serie de teste,
Este posibil ca cineva să umble cu Scriptura, să citeze din Scriptură, să citească Scriptura și să nu fie credincios adevărat. Ereziile s-au născut pornind de la Scriptură, dar au înțeles-o după devieri de diverse genuri. Este posibil ca cineva la exterior să se asemene, să fie un om de caracter. Citește Scriptura, merge la biserică, e un om de caracter, în sensul că nu te poți lua de el. Nici poliția nu se poate lua, nici comitetul bisericii, nimeni nu poate. La exterior totul este ok, dar în interior s-ar putea să nu fie. Este posibil să fii inofensivă, în sensul să-ți dai seama că ești rânduit biruinței. Este o cântare, suntem destinați pentru tron. Și spune că cine primește cu toată plinătatea harul și darul neprihănirii va domni în viață prin Iisus Hristos. Și credem că noi nu suntem bombardați de vremuri și de împrejurări, ci suntem deasupra lor. Și suntem mai afectați de ce zice Dumnezeu despre noi decât de ce zic oamenii sau ce ni se întâmplă așa prin vremuri. Este posibil chiar și în ofensivă să fie cineva, să aibă succes, ceea ce se și întâmplă dacă avem așa o perspectivă mai largă în lume, oameni de succes, popularitate, dezvoltare și să nu fie după cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie ceva adevărat. De aceea aș vrea să fac referire la a doua serie de caracteristici prin care ne putem examina dacă suntem sau nu suntem credincioși adevărați, creștini adevărați. Eu sunt convins că nu toți baptiștii din lumea aceasta sunt credincioși adevărați. Domnul să cerceteze pe toți. Nu toți penticostali, nu toți creștini după Evanghelie, nu toți ortodoxi, catolici și așa mai departe. Deși, vedeți, cu Scriptura, cu mersul la biserică, mai facem un act de caritate, ne mai abținem de la unele și de la altele, să nu exagerăm. De aceea fac referire la al doilea ciur sau a doua serie. Primul lucru ce vreau să-l subliniez. Adevăratul credincios, creștinul adevărat, este acela care propovăduiește Evanghelia gloriei Domnului Iisus Hristos. Așa citim aici, propovăduiau cuvântul numai iudeilor, apoi propovăduiau Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pavel spune lui Timotei despre Evanghelia gloriei. Și vreau să, ca să fie și mai memorabil, dar și în conformitate cu adevărul profund al Scripturii, să deschid o perspectivă trinitariană și să scot în evidență slava lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt și crucea Domnului Iisus Hristos. De fapt, orice altceva examinăm, o cântare, un film, o carte, viața unui om, ar trebui să ne dăm seama că acestea sunt cele mai importante trei aspecte. Creștinii propovăduiau Evanghelia gloriei Domnului Iisus Hristos. Evanghelia slavei, anume că Iisus a venit din glorie, s-a smerit, s-a umilit, a venit în lumea păcătoșilor ca să-i ducă pe cât mai mulți în glorie. Aceasta este vestea bună, vedeți cât de important este și vă dați seama care erau condițiile de viață în secolul I. Suntem în secolul 21. Noi suntem chemați și credincioși adevărați. Sunt cei chemați să aducă vești bune, să fie o binecuvântare, să fie sare, să aducă încurajare, să fie o speranță pentru toți cei din jur și dacă așa este, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă nu, ne putem pocăi și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Acolo unde suntem, cu cine ne intersectăm, noi să ne numărăm dintre aceia care ne smerim după modelul Domnului Iisus Hristos și îl înălțăm pe Hristos, gloria Lui, să fie vizibilă. Ei, ucenicii, nu numai că vorbeau despre
Domnul Iisus Hristos, ci lăsau să se vadă ceva din gloria Domnului Iisus Hristos. Și așa ar trebui să fie și viața noastră. Dacă așa este, dacă suntem oameni care ducem vești bune, oameni preocupați de, vedeți, numai 1% să fie bun în cineva, 99% să fie rău. Dar noi ne focalizăm pe acel 1% și vrem ca acela să se facă 2%, să se facă 3%, să se facă 4%. Dacă asta este mentalitatea noastră și practica noastră, este bine. Domnul să ne ajute să sporim în lucrul acesta. Deci, în primul rând, vedeți, orice se vede dacă este autentic, bun, după criteriul acesta, înalță numele lui Dumnezeu sau înalță numele meu, numele religiei mele, numele bisericii mele. E adevărat că trebuie să fim preocupați și când îl înălțăm pe Dumnezeu din toată inima, avem și noi trecere, avem reputație, biserica este bine văzută, bine vorbită, dar foarte ușor și foarte subtil se pot coborî standardele. De aceea este nevoie să ne punem această întrebare, Domnul să ne ajute. În al doilea rând, vedeți, în a doua serie de teste mai fine și decisive, creștinul adevărat este plin de Duhul lui Dumnezeu. Trăiește în plinătatea Duhului Sfânt. Așa este viața creștină normală. Noi în fiecare clipă suntem plini de ceva. Este și o metaforă aici. Metafora unui recipient care este plin. Ori suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, ori suntem plini de fire, plini de lume, sau vine cel rău și suplimentează cu ce vrea el. Creștinul adevărat este preocupat, își dorește, însetează, este căutător, doritor, este atent, urmărește, se roagă să fie permanent plin de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că așa se explică ceea ce Barnaba a văzut, harul lui Dumnezeu. Cum oameni morți în greșeli și păcate au fost aduși la viață prin Domnul Iisus Hristos. Și dacă suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, se întâmplă ce s-a întâmplat acolo, anume, un om plin de Duhul lui Dumnezeu este foarte preocupat să câștige suflete, cum zice acolo, un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Mulți au crezut și s-au întors la Domnul, iar în versetul 24, destul de mult norod s-au adăugat la Domnul, nu toți. Dar mulți. Atitudinea ce o avem față de cei din jurul nostru spune foarte mult despre relația noastră cu Dumnezeu. Despre cât de autentici credincioși suntem. De aceea trebuie să dăm mare importanță. Noi nu putem zice, da, pe Dumnezeu îl iubesc, dar cu putare pe ăsta nu-l suport. Nu există așa ceva. Dragostea este natura lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu a turnat dragoste în inima noastră, putem să iubim și pe vrăjmașii noștri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și vedeți, ca și Barnaba, care la un moment dat, citim aici în versetul 25, s-a dus la Tars ca să caute pe Saul, adică pe apostolul Pavel. Dacă ești plin de Duhul lui Dumnezeu, ești ca și Barnaba, despre care se spune era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Toți erau speriați de Pavel, știți ce reputație a avut, numai că a avut reputație, ce a făcut. A complotat și a fost complice la crimă împotriva lui Ștefan. S-a întors la Domnul, dar oamenii din jur, credincioși, erau suspecți, ăsta e spion. Ăsta vrea să ne prindă, să ne ducă legați la Ierusalim. Barnaba, vă dați seama ce atitudine curajoasă, pentru că era plin de Duhul lui Dumnezeu, sub conducerea Duhului Sfânt, împuternicirea Duhului Sfânt, sub înțelepciunea Duhului Sfânt,
are capacitatea aceasta și trebuie să avem și noi, că este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, să căutăm să-i ridicăm și să-i promovăm pe ceilalți. Dacă suntem atenți la desfășurarea evenimentelor, vedem cum Barnaba rămâne încet, încet mai la urmă și Pavel iese la înaintare. Așa se comportă un om plin de Duhul lui Dumnezeu, îi ridică, îi înalță, îi promovează pe alții, se smerește, dă întâietate celuilalt. Când aude pe cineva cântând, ce frumos cântă, cântă mai frumos decât mine, slăvit să fie Dumnezeu. Auzi pe cineva că predică, o ce bine predică, slăvit să fie Dumnezeu. În toate privințele, cu tare caută să înalțe, să valorifice, asta bineînțeles, la pachet sau împreună cu faptul că un om plin de Duhul lui Dumnezeu nu se împiedică de defectele celuilalt sau de trecutul celuilalt, cum a fost cazul apostolului Pavel. Așa se vede un om neprihănit, un om, vedeți? În Evanghelia după Matei citim despre Iosif, logodit cu Maria, avea de gând să o lase nascuns. El ar fi trebuit primul care să o demaște, pentru că nu știa până nu a intervenit îngerul să-l lămurească și să dea cu piatra. Dar, zice, era un om neprihănit. Și un om neprihănit caută să acopere greșelile. Mă rog, pentru Iosif, cum spuneam, pentru Iosif, el nu știa că ea, Maria, este însărcinată de la Duhul Sfânt. Dar reținem modul lui de a gândi, de a unui om neprihănit, să acopere pe celălalt. Ne uităm în Geneza, capitolul 9, după ce au ieșit din corabie, Noe și fii și Ham descoperă goliciunea tatălui său și spune și fraților. Așa face un om păcătos. Un credincios adevărat. Și aici eu cred că dacă este cineva care nu trebuie să se pocăiască, să mă abordeze la urmă să-mi spună. Un credincios adevărat nu descoperă lipsurile, greșelile, păcatele celuilalt. Mijlocește, le acoperă. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, citim în Proverbe. Cine pomenește mereu de ea, dezbină pe prieteni. Domnul să ne vrednicească la aceasta și Domnul să ne ierte pe toți aceia care, din neveghere, să știți că credincios adevărat înseamnă exact ce scrie aici în Scriptură, nu altceva. Și un credincios adevărat este unul plin de Duhul lui Dumnezeu, care îi dă posibilitatea să-și răstignească firea pământească și să fie preocupat de binele celuilalt. Altfel nu poți. Pe atâtea probleme avem de rezolvat că nu dăm de capă niciodată. Dacă ne-și prinde Duhul lui Dumnezeu, poți să le încredințezi în mâna lui Dumnezeu și să faci bine și celuilalt. Și în al treilea rând, spuneam că e bine să avem o perspectivă trinitariană. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Slava lui Dumnezeu Tatăl, puterea Duhului Sfânt și crucea lui Hristos. Un credincios adevărat este un credincios care poartă crucea. Nu există credincios adevărat fără cruce. Nu există așa ceva. Vedeți, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan. Aceștia au misionat și au vestit Evanghelia. Asta înseamnă cruce. Crucea Domnului Iisus Hristos și o cruce ca a Domnului Iisus Hristos pe care orice credincios, cum zice Domnul Iisus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Există un preț ce trebuie plătit. Ascultarea de Dumnezeu cere un preț. Problema noastră nu este că noi nu știm. Noi știm. Am citit, venim la biserică de atâția ani, știm cum stau lucrurile. Problema sau testul sau lupta unde se dă, dacă suntem gata să plătim prețul de a fi mai aproape de Dumnezeu, de a fi într-o măsură mai mare o binecuvântare pentru alții,
de a fi preocupați în fiecare zi să propovăduim împărăția lui Dumnezeu și pentru aceasta să plătim prețul sau nu. Cruce înseamnă că atunci când suferim, nu se poate să nu fii ca și Domnul Iisus Hristos, să fii ca și Domnul Iisus Hristos și să nu suferi, va trebui să suferi, dar să fii bun. Un astfel de creștin este inofensiv, este biruitor. Dacă a trecut o zi și n-am fost preocupat, preocupare și intenționată în rugăciune, în gândirea mea, să duc vești bune cuiva, să încurajez pe cineva, să îl fac să se gândească la Domnul Iisus, să se cerceteze în lumina Scripturii. Dacă a trecut o zi, înseamnă că eu sunt în defensivă. Înseamnă că tot o încasez din ceea ce lumea, viața, greutățile. Dar câtă vreme sunt preocupat. Și știți care este fericirea și binecuvântarea? Domnul Iisus Hristos promite și se ține de cuvânt. Și când le spune ucenicilor, mergeți, propovăduiți Evanghelia, lor le spune și voi fi cu voi în toate zilele. Cui? Celor ce merg să propovăduiască Evanghelia. Cine propovăduiește Evanghelia este preocupat să ducă vești bune, să-L mărturisească pe Hristos în fiecare zi. Este un ucenic, este în ofensivă, este pe drumul cel bun. Cine este preocupat să ridice pe alții, să încurajeze pe alții, că totdeauna mai este cineva mai jos care ar trebui ridicat și Dumnezeu să ne ajute. Când purtăm crucea, să știți, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Spune în Scriptură, și acestea sunt vremurile, cel rău care este în cădere liberă, a fost dezbrăcat de domnii, de autoritate, este în al doilea cer, în văzduh, dar împreună cu toată cohorta de demoni vor fi aruncați pe pământ. Și spune că atunci credincioșii îl vor birui prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu-și vor iubi viața chiar până la moarte. Biruitor înseamnă, cum scrie în capitolul 12, sau să fii ca și Iacov, 12:1, cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Biruitor înseamnă să rămâi credincios. Pentru că cei care sunt credincioși au viață veșnică și vor fi aduși înapoi la viață. Sau biruitor, cum a fost Petru, versetul 2. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a pus mâna și pe Petru. Dar Petru a fost salvat în mod miraculos de un înger. Noi trebuie să ne punem întrebarea în fiecare zi. Vă spun ce am răspuns, am dat eu. Am zis, Doamne, iartă-mă. Și mă încred din toată inima în iertarea lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin har, suntem păstrați prin har și ni se va arăta mare har când va veni Domnul Iisus Hristos. Dar ca să beneficiezi de harul lui Dumnezeu, de favoarea, de bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să-ți vezi starea. Domnul să mă ierte, mi-am cerut iertare și sunt convins că prin sângele Domnului Iisus Hristos am iertare. Întrebarea este, ce răspunzi tu? Te numeri printre aceia care s-au adăugat la Domnul. A fost o zi în viața mea când mi-am dat seama cum stau lucrurile și că eu trebuie să mă adaug la Domnul și la poporul lui Dumnezeu. A fost o zi și în viața ta? Slăvit să fie Domnul. Dacă nu, aceasta este ziua în care poți să te adaugi la Domnul și la poporul lui Dumnezeu. E nevoie de pocăință? Doamne, am crezut că sunt un credincios adevărat, dar nu sunt. Credinciosul adevărat este acela care scrie, despre care Scriptura vorbește. Este acela care se aseamănă din ce în ce mai mult cu Domnul Iisus. Este acela care merge și înaintează, se dezvoltă, propășește, întinerește din punct de vedere spiritual. Și îmi dau seama că nu sunt. Acela care îl înalță pe Hristos, duce Evanghelia slavei lui Dumnezeu celor din jur, acela care este preocupat de
problemele și de nevoile celuilalt. Toți avem probleme. Un om plin de Duhul lui Dumnezeu are timp, resurse să se ocupe și de problemele celuilalt. Și în primul rând, și în ultimul rând, dar nu înseamnă că nesemnificativ, ci pe aceeași treaptă, credinciosul adevărat este acela care poartă crucea. Vor veni vremuri grele, lumea va fi din ce în ce mai radicală, vor fi numai creștini și anticreștini. Citiți cartea Apocalipsa. Am citit-o de câteva ori în ultimul timp. Creștini și anticreștini. Dar credincioșii vor fi păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Vor fi ca cei doi martori din Apocalipsa 11, cărora Dumnezeu le-a dat putere, au avut influență, dar la un moment dat s-a ridicat fiara din adânc, i-a omorât, dar au înviat. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru cuvânt și pentru cerul deschis, pentru oferta Lui, pentru cercetarea Lui. Ne încercăm, ne cercetăm și ne dorim din toată inima să fim creștini adevărați. Domnul să fie binecuvântat și să ne învrednicească la aceasta. Amin.